bună seara! Ce tare, ne-am întors la Ai Umor, sezon nou. Mă bucur foarte tare că încă mai sunt aici și nu m-a înlocuit nimeni, deocamdată. Mă bucur de asemenea și pentru că am început munca și iată, fac bani. Foarte multă lume spune, sunt în atâtea producții, Nathan Ticu, ești plin de bani. Da, dar uitați că sunt căsătorit. Banii nu sunt toți ai mei. Și acum o să vorbesc un pic despre Lizzie, pentru că... Leasing? Leasing. Da, am luat un leasing. Ori că e Capricorn, ori așa a făcut omul ăsta, bă, e disperată după cadouri. Și a fost perioada asta, decembrie, cu luna cadourilor, plus că ea e născută și pe 8 ianuarie, e din ce în ce mai greu, am intrat în al 11-lea an de relație, nu mai știu cu ce să o impresionez. Și am zis să mai și tai din cadouri. În ce sens? Cine mai dă mă cadouri de Moș Nicolae? Aia e o sărbătoare de copii, nu? Da. Corect? Corect. Adică și foarte educativ, îl pui pe copil să spele niște bocanci ca să primească niște dulciuri. Și eu am zis, bă, eu nu-i mai dau de Moș Nicolae nimic. I-am luat ceva, dar am zis, dacă nu comentează, îi dau de Crăciun. Că știi cum e. Dacă iei ceva de Moș Nicolae, după aia de Crăciun trebuie să-i ceva. Și mai scump de ziua e și ceva. Am venit acasă de la mall, m-a văzut, zice, unde ai fost? La mall. Ce ai făcut la mall? Mi-a luat eu un tricoaș, uite, mi-a luat o bluziță asta. Zice, pe și mie ce mi-ai luat? Zic, pe ce să-ți iau? Păi e Moș Nicolae. Zic, doar tu dracu de Moș Nicolae. Mai stăm să ne dăm cadouri de Moș Nicolae. Bă, dar puteai să-mi iei ceva simbolic. Zic, păi sunt portocale în bucătărie. Tu te ia de acolo, n-are rost să ți le mai bag în cizme. Și bă, ești nesimțit? Cum să nu mi-ai bă nimic? Bă, o atenție, bă! Mi-a zis măcar un parfum, că știi că-mi plac. Măcar un parfum, păi dacă ți-au parfum de Moș Nicolae de ziua ta, trebuie să-ți iau mașină, ești nebună? Băi, te pregăteam să mergem la un eveniment, a intrat în baie, m-a înjurat, m-a făcut în toate feluri. Ești un jegos, bă! Bă, mi-ai stricat spiritul sărbătorilor, bă! Plânge copilul din mine, m-am gândit că e gravidă, zic, care copil? A intrat în cadă, se epila cu bicul, dădea cu bicul, mă jura, vă jur și curgea sânge, zic, bă, se sinucide, își face sepucul, dă-i prostule cadou. Am ieșit din baie, am pus cadoul la ușa de la baie, în continuu, jura, a ieșit din baie, a văzut cadou și în loc să se bucure, ce a zis, bă? Uite prostul că mi-a luat! Asta mă sună atât de rău. M-a panicat. Și acum, evident, a fost și Valentine's Day și mi-a zis, sper că nu spui filmări de, pe 14 februarie. De ce? Păi e Valentine's Day. Zic, și ce? Păi trebuie să sărbătorim. Păi ce, te cheamă Valentina? Mă cheamă Valentin? Ai văzut tu vreun Ion să sărbătorească de Sfântul Gheorghe? Lasă-i pe Valentin. Nu, domne, că e ziua îndrăgostiților, trebuie să mă scoți pe mine în oraș. Ce te țin eu legată de calorifer? Că, domne, încearcă să fii și tu romantic. Adu-mi o floare și scoate-mă în oraș. Și zic, te duci în cămară, deschizi un borcan de zacuscă de la Măta Mare, găsești și floare și de mâncare. Că, serios, nu s-a atins de ele. Că, domne, să fii romantic, să facem dragoste pe petale de trandafiri. Avem pat, de ce să facem? De ce să cheltui o grămadă de bani pe florile alea, să rupem petalele pentru 2 minute? Pentru două minute! Susțin! Eu vreau să facem ceva cu petalele alea. După ce facem dragoste, nu știu, faci o dulceață din petale de trandafir. Nu rămâne așa. Și serios, eu nu înțeleg asta cu Sfântul Valentin. Nici măcar nu-i sărbătoarea noastră. Chelo a avut dreptate. Băi, aș sărbători Sfântul Valentin dacă tot anul mă lași în pace. Fac tot efortul. De ce să mă chinui tu pe mine într-o zi anume să mă scoți tu pe mine? Că eu n-am, știi care e treaba? Că tot fetele sărbătoresc. Eu nu l-am auzit pe Bordea să spună, ce faci fratele meu pe 14? Ce-i, Sfântul Valentin, ce ne facem? Tot pentru el. Și acum știu că au venit naționaliștii ăștia și ne-au zis, stai domne că avem și noi ziua îndrăgostiților. Dragobete. Da. Cum să compari, numai cum sună, cum să compari Valentine's Day cu Dragobete? Pe Dragobete sună a boală venerică, serios. A Caritas. Exact. Piramidă. Zici că ce ai, am luat Dragobete. Când? De Sfântul Valentin a făcut dragoste pe petale de trandafir și am luat Dragobete. Și mă enervează că am mai luat... Nu se poate mai rău. Am mai luat ceva de la americani. Halloween, bă! Băi, Halloween! Noi avem ziua morților. La mine, Petroșani, pe 31 octombrie, ziua morților. De ce să mă deghizez în mort? La noi e frumos să mergem la cimitir, să aprind o lumânare. Nu am văzut pe nimeni prin Petroșani, umblând așa, ce faci, mă? M-am deghizat în bunicu. De ce mergi așa? Era bețiv și se c*** pe el. Noi trebuie să ne deghizăm. Au ajuns să ia și chestia aia copiii, bă. Părinții își trimit copiii din ușă în ușă. Cu c***, cum îi zice? Tricor-trit. Băi, au venit doi copii, am deschis ușa, m-am speriat de ei și direct mi-au zis, tricor-trit. Eu nici nu prea știu engleză.
M-am gândit că așa îi cheamă, zic Nathan Tricu, dacă... Zice, nu mă nere, trick or treat. Zic, ce e asta? Ne da sau nu ne da? Zic, bă, ați plecat de cu Colinda, repetiție? Păi sunt două luni. Nu le-am dat nimic, am închis ușa. Ce credeți că au făcut? S-au pe ușa mea. Respect. Păi dacă, bă, dacă știam, nu le dădeam? Eu când am venit prima oară în București, nu știam de asta. La Petrușa nu se sărbătorea Halloween. Am venit în București, am un prieten care e născut pe 1 noiembrie și a sărbat ziua de naștere în Centrul Vechi, unde, în clubul respectiv, dacă erai deghizat cum ar veni de Halloween, intrai, dacă nu, nu. Eu n-am știut, omul nu mi-a zis, dar n-am avut nicio problemă să intru. Adică chiar bodyguard a fost, hai, dă-te, bă, bă! A coborât scările, a strigat după mine, o să câștigi! Am gândit că e o tombolă, ceva, zic, ce drag. Ne-am dus acolo, evident, doar fetele erau deghizate. La masa noastră, una urâtă, bă, cu vrăjitoare, zice ea, că era vrăjitoare, cu părul vâlvoi, cu avea neg aici pe nas, cu rochie ruptă. M-am băgat cu ea în seamă, am ajuns cu ea acasă, nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Dimineața când m-am trezit, ea la fel. Zic, înainte să pleci să te demachezi și tu, că sperii copiii pe scară. Și zic, păi asta e fața mea. Zic, cu negul ăla al tău? Da. Zic, mamă, ești urâtă cu crengi. Zic, băi, uite ce mi-a făcut că ăsta de sărbătoare. Și asta s-a supărat, nu că am făcut-o urâtă, că m-am luat de Halloween. Mi-a zis, ce, nu-ți place Halloween? Zic, nu, să mă p***a de sărbătoare. Zice, nu-ți place Halloween, dar aseară când făceai ca Harry Potter. Și cam atât din partea mea. Valentine's, dragobete, fericit Halloween, toate sărbătorile să fie la voi acolo. Abia aștept să-mi reiau locul pe scaunul julatului. Haide! Madalina Mihai! Mulțumesc frumos, Doamne, ce primire, mulțumesc din suflet. Mă bucur foarte tare să fiu în seara asta aici, mai ales că eu vin de foarte departe. Eu vin din Banat. Ați auzit de expresia Banatul-i Fruncea? Prin da, aplauze? Am auzit, da. Păi înseamnă că știți deja tot ce e de știu despre noi. Adică, de ce să te dai bătut dacă poți să te dai mare? Cam ăsta e principiul pe care mergem noi. Părinții mei, ca să înțelegeți, când eram mică, erau atât de mândri de faptul că suntem bănățeni, că au ținut să-mi repete chestia asta, că Banatul-i Fruncea, încă de când eram foarte mică. De dinainte să-mi explice lucruri esențiale, ca de exemplu cum se folosește o furculiță. Instrucțiune de care s-a dovedit că aș fi avut nevoie în momentul în care am băgat-o în priză la 3 ani. Ok. Nu cred. Dar ce mă deranjează pe mine cel mai tare e faptul că, sincer, acum na, fie vorba între noi, mi se pare că noi bănățenii suntem mândri pe burta goală. Adică, în afară de niște interpreți de muzică populară, de care, na, cu noi ne mândrim cu ei, că ei sunt fala noastră, noi așa spunem, fala noastră, dar pe care nu fală nimeni. Nu avem artiști cunoscuți în Banat. Știți care e cel mai popular artist din Banat? Carmen Șerban. Nu. Și nici Dan Negru. Bă. Și nici Dan Negru. George Hora. Și Camelia, ia. Cristi din Banat. Știam. Asta e. Știam. Ăla cu caua apă, ăsta e care, standard. Caua apă cristalină. Caua apă cristalină. Mulțumesc. O, ferească Dumnezeu, da. Da. Dacă știam chiar și de simplu. Fost viral. Dacă știam chiar și de simplu să fii popular, mă prezentam și eu direct ca Mădălina de la Lipova, că poate mă ajuta. De la Lipova? Da, nu mă. Da, de la Lipova. De la Lipova, județul Arad, dar în Banat. Da, și eu m-am gândit la un moment dat când o să mă fac eu mare, poate chiar cu numele ăsta de Mădălina de la Lipova, m-am gândit să fac o campanie de promovare a Banatului, care să se numească, atenție, că am investit mult efort în asta, să se numească Banat. Why not? Bun, foarte bun. Foarte mulțumesc! Bun. Băi, mulțumesc. Bă, îți face concurență la alea de descrit. Mulțumesc din suflet! Chintesența Banatului este mândria. Și revenind la asta... Atât aveți. Zic, why not? Aplauze, am încurajat-o. Păi tocmai asta am zis, că suntem mândri pe furta goală. Sunt papăcăl, Tomas. Hai, mă, chiar. Hai, mă, fată, nu te supăra pe mine. Dar nu mă supăr, Doamne ferește, nu suntem supărăcioși, suntem mândri, adică e o diferență. Nu mă duc. Așa. Și în sensul ăsta, pentru că vreau să fac Banatul mare... Da. Am făcut ce face orice bănățean dedicat. Doamna concurent, Chelu, nu mă lasă în pace. Eu nu pot să mă concentrez la dumneavoastră. Băi, Chelu, stai, eu nu mă înțeleg cu el. Efectiv, bune. Mă bate pe umăr și îmi spune lucruri. Avem vreo doamnă profesoară pe aici să-l pună pe Chelu în banca lui? E prima oară când faci asta în 16 sezoane. În sfârșit o sclipire. Am provocat conflict între jurați. Wow! Nu. Ai crezut, tocmai prietenie. M-aș jignit, dar o iert. Deci, îmi doresc să fac Banatul popular, asta e ceea ce îmi doresc eu să fac. Și în sensul ăsta am făcut ce face orice bănățean dedicat visului său, și anume, m-am mutat la București.
Bună ziua! Bună ziua, primiți cu banat! Și după aia de acolo și piesa. Te-am banat, ești vinovat. Dar ca să nu uit de unde am plecat, m-am gândit să iau câteva lucruri cu mine. Și am adus câteva cuvinte. Mă rog, cuvinte și țuică, asta am adus. Noi, la slănină, spunem clisă. Da, știu asta. La musafir, știi cum spunem? Goști. La foștii prieteni, spunem proști. Corect. Și apropo de asta, un prost de-ai mei era cu 4 ani mai mic decât mine. Cu 4 ani. 4 ani, dacă eu am 22 de ani și el 18, e un pic o problemă. Dar n-a ce să faci, era pandemie. Bărbații buni erau ca hârtia igienică, puși bine deoparte. În brațul iubirii. Bun, bravo. Bun, tată. Și dacă fiind diferența asta de vârstă dintre noi, ce m-a fascinat pe mine cel mai tare la fostul meu, la prostul meu... Fostul prost? Fostul prost, erau referințele lui. Și cea mai nașpa parte era că... că de fiecare dată când făceam sex... și... na, termina. Mă rog, el la vârsta lui, mai mult se scăpa pe el decât termina, dar în fine... Hai, nu fi răutăcioasă acum. Începea să cânte. Ca mine. Nu chiar, un pic mai bine. Sos în cantități industriale, sos, asta făcea el. Și prima dată nu i-am zis nimic, dar la un moment dat l-am întrebat. Auzi, nu te supăra, de unde? Și mi-a zis, cum nu știi? Five Gang. Și am zis, nu vrei să începem mai bine cu Three Gang? Vremuri moderne. El nu s-a prins, așa că a fost mai bine că ne-am despărțit. A făcut scârr și a plecat. Da. Dar ce m-a deranjat cel mai tare a fost faptul că după ce ne-am despărțit, a pus pe Instagram o poză cu cum ar veni viitoarea lui proastă și a pus la descriere iubirea ta e terapie. Băi, ești nebun? Și eu când îi spuneam că are nevoie de psiholog, eram nebună. Doamnelor și domnilor, să-l întâmpinăm cu un rând serios de aplauze pe Ioan Paliu. Bună seara, tuti! Hey, ciao! Bam, bam, bam! Iubito! Iubito! Hei, înălțimea ta! De unde acel Rottweiler? Parcă n-am mai văzut! Scutură-te, Ina! Cum să scutură pan? Hai! Aolea, ce micuță e! Doamnelor! Iubito! În seara de asta veți asista la un magic show, Dog School, câinele școlar și Ina. Este Ina. Și Irina? Ina, Ina, Ina e numele, da? Ina! Ina, am mai fost după mai numele lui Ina. După numele lui Ina, că am filmat un videoclip cu ea atunci. A, și a plăcut la cățea Ina Hat. Hai de mine! Iubita! Da. Ține-mă, așa. Ca să ne încălzim un pic și să o încălzești și pe aia că până acum a fost sculată de la ora 6 dimineața. Ia uite-o, mă, cum stăm. Atențiune mare! Ina, cât e ceasul? Tare! Ești nebun? Du-te, suntem în luni! 6! Se apropie! Se apropie! Se apropie! Are laringită? Atențiune, masă frumoasă! Trebuie să o îndrăgim un pic! Fumează! Sânge bine! Aaa, gata! Acum i-a dat cu super putere! Dar ce-i dați acolo, domnule, de vorbește? Eu am crezut că e de difumat la om, dacă a scos pachetul, nu știam că-s bobițe. Câinii nu fumează, mă. Așa, păi, dar Ina, Ina nu știi ce-i cu Ina. Atențiune, masă frumoasă, și acum am cea mai mare surpriză la melodia hit, doamna Delia, pentru dumneavoastră. Yeah! Am fost prinț, am fost rege, acum sunt șerif. Ina, atenție, mamă, cum dau să se pasă, mă? Lo, 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 li, lo, lo, la. Hai de capă! Ce frumos dansează, Ina! Lo, lo, lo! Irina! Lo, lo, li! Așa dansează copiii! Vă pupă, Coco și Ina! Da! Și acum să trecem la treabă! Am vrut să o... încălzești, am înțeles! Bravo, bravo, tati! Vă completați foarte bine! Să începem cu școala! Îmi pare rău că n-am asistent, altă dată aveam! Ina, citește! Bravo! Deci, 3! 6! Hai, mamă! Hai, Amy! Hai, mamă! Bravo! Lo, lo, lo! Ia, câte vezi? Bravo! Pu, pu, pu. Ia. Stop! Citește! No! A dat 12! Te-am prins! A dat cât a dat? Ai numărat? A? Am numărat. E un truc acolo. E un truc, îl oprește el de fiecare dată, da, exact unde el trebuie. El latră și când își mută privirea, câinele tace. Îl oprește! Înțeleg, foarte, foarte inteligent. Mă, dar
ce ai? I don't know, you foarte de tot. Sunt de aici. Acum trecem la engleză, că română știm bine de tot. Ia, ia, știește engleză. Băieții mei, atențiune, n-a citește? Excelent! Doi! Du-te, bă! Băi, las-o, bă! Singurul câine școlar din lume! Câinele școlar! Băi, că Yorkshire sunt prostuți. Să știi că da. Adevărat. Adică bișonul e... Dar am avut bișon. Bișonul e smart. Ce ai? Și bișonul e... Și despre bișon se crede că e prost. Nu prea e considerat smart. Da, asta zic, da, este. Havanezul? E și deștept, nici nu-l lasă pot. Mai tragem una, băieții mei, să luăm păsărite. Inap, citește! Excelent! Mă duc și-mi bat câine acasă. Atențiune! Am trei toți. Eu am fost gelos, că eu am trei câini și nu-s așa de... Ce câine ai? Chihuahua lup. Chihuahua lup? Da. Cred că e ceva l-am rău. Cumpărat de... E ceva de pe... rău, îți dai seama. L-am cumpărat e de pe... combinație între Chihuahua și lup? Da, mă, da. Și trăiește săracul câine. Doamne, cum Chihuahua lup? Am dat 800 de lei, crezând că e Chihuahua, dar e ceva mai mare și i-am crezut că e Chihuahua lup. Așa am crezut eu. Cocitura mă între Chihuahua și lup. Bă, la norocul tău! Un lup n-ai fost în stare să-ți iei. Ți-ai luat Chihuahua. I mean, then look at this then. I can't imagine a more beautiful thing. Mergem mai departe, cu un număr mai mare. Ca să vedem că este adevărat totul. Ce faci? Atențiune, deci... Ina! Acum am încurcat. No! Nouă, bravo! Da. Bă, le latră pe toate! Da, frate! Latră corect! E tinere școlar! Eu în clasa 4-a nu știam așa. Să lați, să lați, să lați. Nici Bordea nu poate să facă treaba asta dacă e rotația. Ce anume? Că e greu, asta zic, e că e foarte greu, da. Da. E interesată bine, șefa, ascultați ce vă spun eu. Da, da, șefa. Așa. Deci am vorbit în română, mai avem în italiană și după aia trecem la puțină matematică. Oh my god. Topina, fii atent aici la tata. Vorbește. 5. 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 5
sunt numere. Citește! 4. 3. Alo! La bâlbâit. A respirat greșit. La bâlbâit. Pe 4 la bâlbâit. Ina, citește! Iar s-a încurcat. Confundă 9 cu 10, indiferent de limbă. Dar te-ai văzut câte nuanțe a avut lătratul ei? Câinele își lua și avânt, făcea wow, wow. Nu știam ce să numără, adică când expiră sau când respiră sau când expiră. Așa, tăi. Și acum dăm niște radicale. Nu. Dar înainte de radicale, ai calendare, știi, mamă? Aplauze! Vorbești tare, tare, tare te vreau. Ina, anul câte luni are? 13! Bă! Și și-a bătut joc de martie, luna mea! N-a început numărul. Artă și rafinament. Un moment unic pe scena umor. În aplauzele dumneavoastră. 2-1. Formația asta? Liniște! Exact! Exact cum ne-am înțeles. Cum și-am spus, întreb unul așa o leacă mai diferit. Da, pentru că el a și centru de atracție la circul meu. Da, banii nu sunt o problemă. Dau cât trebuie. Hai trimite la mine la oficiu. Hai o zi bună. Game of Thrones. Auzi? Dar poți să-i spui unii agenția mortală? Nu, matrimonială. Aici? Mersi. Bună ziua! Eu sunt... Fiul nelegitim. Eu știu cine tu ești! Tu ești cel mai căutat om din planetă! Dar nu din planetă! Din țară! Serios?
Absolut. Am niște oferte pentru tine de nerefuzat. Frumoasă, pentru mine e important și frumoasă. Ce frumoasă, băi, buni, buni. Poate credeți că am pretenții absurde, că am această problemă fizică, înălțimea? Nu, tu vezi asta ca problemă? Asta e un dar, toți oamenii caută în ziua de azi asta. Și eu caută mâine. Prima dată când aud așa ceva. Și cum se face aici la voi? Aveți un catalog cu oferte? Ha, da, cum și-am spus, am niște oferte care nu ai cum să le refuz. Pokémon! Pokémon? Da. Poate eu nu am precisat corect, dar ar fi bine femeie. Femeie? Pe acasă nu m-am gândit la așa număr, dar nu cred că aseasă un număr reușit femeie. Uitați-vă, eu am încercat odată și a ieșit un număr foarte reușit, cel puțin pentru mine. Și cred că i-ar fi plăcut și ei, dacă venea. Aici sunt de acord cu tine, s-a mai întâmplat și altora. Stai să înțeleg corect. Tu vrei ceva amuzant? Da, eu cred că umorul face oamenii foarte frumoși. Dacă într-o relație e mult umor, poate ar trebui să-mi plac mai tare. O bilă de bowling. O bilă de bowling? Vă bați joc de mine? Deloc, uite. Eu cred că e cea mai fantastic, cea mai genială. Și uite câte morți are. Stați, domnule, că nu vorbesc acum de partea sexuală, dar mie mi se pare inacceptabil. Eu nu am venit aici să bateți joc de mine. Eu am crezut că aveți niște oferte serioase. Tu crezi că asta e o problemă? Tu crezi că eu nu găsesc ceva bun pentru tine? Tunul. Tunul merge? Tunul? Tunul merge bine de tot. Perfect! Genial! Uau, ce bucată i-a dat! Au! Giuleaua! Giulea? Omul Giulea! Au! Nu cred, eu prefer să mă bucur de moment. Încet, tandru, să nu prea grăbesc lucrurile. E că asta eu aud prima oară. Giuleaua, încet, tandru. Bun, hai să o luăm altfel. Hai să o luăm altfel. Și poziții îți plac? În principiu deasupra. Adică? Adică altfel e cam riscant. Adică șef? Nu prea, eu văd altfel lucrurile și cred că ambii trebuie să fim pe un picior de egalitate. Tu mă enervezi. Ai venit aici așa deodată, da? Vrei deasupra și vrei și picior de egalitate. Nu mai băiat, la noi așa nu merge. Vii, subordonezi și după aceea vedem mai departe. Ți-i spași circul? Eu înțeleg că relațiile sunt greu de construit, dar nu cred că e nevoie de circ. Nu l-aș numi chiar circ. Nu e nevoie de circ? Nu. Circul-i tot. Adică, eu înțeleg dacă Mirela Vaida spunea asta. Oh, hai de mie! Adică... Circu-i tătăi, eu circ mănânc, circ beau, circ mă... Auzi tu, dacă nu vrei să lucrezi la noi, așa-și spune. Stai, Leac, și să fac? Să lucrez? Da. Eu? Da. N-am nevoie, eu am venit aici să-mi caut o soție, aici nu e agenția matrimonială, vreau și eu încă o jumătate. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru... Petre Ionescu! Salutare! Salutare! Am venit la Emor pentru că, na, sincer, la Asia Express n-aș putea să merg. De ce? Dar putea să mă rog de toată lumea, domne, please, we need to get to Kuala Lumpur, please, we are TV stars, please, I dated Adrian Cristea, please. Am ceva emoții, da, n-am repetat prea mult textul, l-am repetat mai mult în gând, că n-aveam timp și l-am repetat așa, în metrou, în autobuz, dar asta e un fel ca și, na, ca și cântatul sub duș, mereu toată lumea cântă bine sub duș, dar când ajungi la karaoke, cum mi s-a întâmplat, mi-am ajuns la karaoke și când a venit piesa mea, au plecat toți la țigare. Și... Înțeleg, dar au plecat la țigare și cei care nu fumau. Și la a doua piesă a plecat și sunetistul. Dar știți ceva? Ăsta e materialul meu, măcar n-a venit cu materialul meu. Bravo, frate, așa nu, e. Da. Asta e atitudine. Adică... Ați venit cu manopera? Da. Te bate acasă, joacă alocația la păcănele, bă, dar măcar e al tău.
Nu, uite, de exemplu, am fost acum 10 ani, acum vreo 10 ani, la Sala Palatului, la un comediant. N-aș vrea să-i dau numele, știi ce zic? Am plătit 100 lei, 150 lei, nu mai știu exact, și a venit cu o glumă din Seinfeld. Bă, din Seinfeld, sincer, a venit cu un episod din Seinfeld, a furat un episod din Seinfeld, episodul ăla cu mecanicul auto, sincer. Dar poate era cover. E un episod cu da, cu mecanicul auto care se îndrăgostește mașina lui Jerry și până la urmă pleacă cu mașina lui, tot episodul. Și a furat tot episodul. Și zic, bă, da, chiar, adică, sincer, ce credeau, că românii nu se uită românii, mă, la Seinfeld? Dar ce vrei la 150 de lei? Da, la Sala Palatului. Da. Suntem bine. Continuă. Și acum câteva săptămâni am văzut un post pe Reddit. Reddit e un forum, un forum care se mai postează, na, câțiva dintre voi știți. Un tip care și-a cumpărat o păpușă sexuală cu 15.000 de euro. Și băi, erau părerile împărțite. Unii ziceau, bă, dacă vă iubiți, dacă vă placeți, na, cine suntem noi să judecăm? Alții că, bă, cum să dai 15.000 pe o păpușă, că nu știu cum. Dar sincer, acum, dacă, după ce m-am gândit un pic, 15.000 pe o păpușă, nu mi se pare așa mult. Adică, na, cu 7.000 îți faci numai sân în România, 3.000 o rinoplastie, un botox, ai cheltuielile astea în două luni, mă înțelegi? Mi se pare că e destul de ok și n-aș... Mor! Hei, hei! A venit, a venit concurentă! Concurent. A venit concurentă! Nu prea ești motric! A venit concurentă! A venit concurentă! Nu ești motric! Băi! De când mă a venit? Când mă trecea pe picior! Liniște că urmează un moment plăcut... Ai, lasă-mă, Doamne, iartă-mă! Dar ce aveți cu noi azi? Aplaud această inițiativă! Au, au! Ce mai vreți, mă? Apa avem? O piscină gonflabilă cu trei doamne care au intrat cu microfonul în piscină și nu știam ce urmează să se întâmple. O bătaie între fete în piscină, adică era clară treabă. Am crezut că e un om din public care e împotriva acestui lucru, trei femei pe scenă. Un martor al lui Jehova, Iisus vine. Nu e normal, că doamnele erau și îmbrăcate sumar. Păi tine, străluciți ca un diamant, sărutul tău pe pielea mea. Pe pielea mea. Băiatul. Cred că eu, ca și bărbat, aș putea să-mi expun sentimentele mai bine. Discriminare. Hai să te văd, să vedem de ce ești în stare. Ca moment. Vă mulțumesc, dar nu-mi trebuie. Headset, vă rog! Poți să dai la o parte. Nu spune că tu ești următorul concurent, că nebunesc. Cameș. Bă, ce misiunea asta numai aici a fost. Și a început momentul și s-a și terminat foarte repede. Hai! Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Na! Ce? Ce faci, bă? Pentru că el l-a trimis pe femei de acolo. Da. A zis, gata, mulțumesc, plecați. Exact. Ce a făcut? Bună seara! Lasă-mă, Carto! Publicul dezamăgit. Da. Nu, jurați-i dezamăgit. N-am auzit publicul dezamăgit, dar jurați-i... Chiar lui strigalul ăla. Dă-te la o parte! Bordea la fel. Dă-te în partea înaltă! Dar cu ce te deranjează? Cu ce te deranjau? Le-am văzut pe fetele astea. Gonit! Le-am văzut pe fete, stau de 6 ore aici. Bă, dar zici că ăștia trăiesc în peșteri și nu văd femei, mă, n-au acces la muieri, pe cuvântul meu. Nu tu, tu nu, tu ești altceva. Am acces la femei. Nici măcar n-au băut apă, n-au mâncat. De ce le-ai gonit? Doar două. Nu vă... Bună seara. Salut. Unde sunt fetele? Trebuie să căutăm fetele, să le ținem. Să le ținem aici. O, Doamne. Să votăm. Ok, să începem. Să votăm. Bună seara. Mă bucur să vă... Mă bucur să vă cunosc din tot sufletul meu. Plângem din două motive diferite. Haide, este un moment.
Bună seara, sunt Andrei Panfilo, eu vreau să vă spun că sunt fotograf sau supraviețuitor profesionist, cum se spune în acest domeniu, imbatabil de greu și destul de dificil ca să evoluezi. Să le scoți, mă, de ce să le scoți? Sunt fotograf de fashion, lucrez în industrie, îmi place enorm de mult să fac asta. Dar nu înțeleg, domn, de ce? Clienții pun presiune pe noi. Vrem pozele acum, vrem pozele acum, să ne le dai acum, pentru că le vrem acum. Ok, am înțeles că tu vrei să plătești, nu plătești. Te interesează asta. Am vrut pozele acum, dar ok, obține-te, obține-te. De ce faci? Am și eu. Așa fac fetele. Am și eu sentimente, îți dai seama, nu? Lucrez, dar îmi place ceea ce fac. Așa că cui pasă dacă facem asta? Cum te numești? Andrei. 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 Salut, Andrei. Bă, vin fetele, vin fetele, să aranjăm un pic pe aici. Am făcut un pic de ordine la noi în casă, că na. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Duo Forța! Duo Forța! Wow. Ia, ia! E cu Polis, da. Dacă îl ridică sus. Da. Îl ridică sus, băi, ești bun la cap. Bă, vezi că e foarte greu cum s-a ridicat. Wow. De-aia avea băiatul la forță de a-i rup coastele, mă. Că am muncit, băieții ăștia. Partea dreaptă e foarte interesantă. Nu, nu faceți asta. Doamnelor și domnilor, haideți să o încurajăm cu rând furtunos de aplauze pe Cristina. Se numește MPC. MPC. Travesor. Gang, gang, Gheveriţa. Travesor. Gang, gang, da, știu, sunt desenele animate. Ce pe Dales? Chicken. De pe TikTok. E pe TikTok. Este... Ah, ok. Dansează 6 ore pe zi. TikTok live și dimineața și noaptea în fiecare zi. Mi se pare că este olimpică. Da, e o performanță. Cornel, următoarea muzică, te rog! Energie și... Da. Nu te cred, nu te cred. Ce place la umor, Doamne! Nosa, nosa, asime se de mata. Ai, se eu te pego, bine, bă. Ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Mama. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Sunt Cristina Puternica. Aplauze. Sunt Cristina Puternica. Pasiunea mea este dansul, cântatul și citit. Și o ador pe Delia. Ador și pe gândirea Delia? Lui Chelu. Ce? Gândirea. 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 Ai zis tu la un concurent să aibă încredere în el. Și? Așa și eu am încredere în mine. Bravo! Sunteți foarte frumos. Mulțumesc frumos. Sunt frumoasă la interior cât și la exterior. Interior și exterior, exact totdeauna. Să înceapă următoarea muzică, Cornel, te rog frumos. Următoarea piesă! Lambada! Mamă, lambada! Lăsați? Da, să nu te calci, stai de ușor, ușor. Ei, ei! Bătrânilor! Ne-ai invit în față să dai față în față! Ne-ai invitat, gata, mă duc! Hai, venit!
Bravo! Hai! Gelu! La spada, hai! Eu m-am lovit timpii de la mata azi, dacă fata asta dansează ok, eu sunt praf. Dansează mai bine ca tine? De un milion de ori. Cristina Puternică. Abia acum începe seara. Cristina Puternică este declanșatorul punctului culminant din această seară. Mai vrem o dată piesa asta! Nu, ai zis vals. Și Delia mă va ghida. Nu poți să te ghidezi, că nu știu vals, dar presupun pe ei. Nici eu nu știu, dar învățăm amândoi. Hai. Stai, bărbatul conduce, la femeie? Păi condu-mă. Păi nu știu. La carnet. Știi vals? Hai la dans. Hai. Ia-mă de ceva. Te iau de tot. Gata. Ia-mă. Dă mai tare, că n-au țin bătrâni. Tati cu te Ivi la dans. Ia-mă de spate, de la valieră. Mai sus un pic. Acolo, aia. Mai jos. Mai jos. Ia-mă de mai jos. Să te iau pe tine. Îți scuze. Sunt prost rău. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce ne-a fost dat să vedem în premieră și exclusivitate? Colegul dansând vals. Eu n-am valsat-o. E valsat cu Delia. A fost un moment istoric. Stai, că-ți merg. 3, 2, 3. Nu mai strânge, nu mai... Cum a fost vals? Un pic smucit. Acum și tu. Eram un pic surprinsă de ce se întâmplă și aveam senzația că o să se întâmple ceva rău la un moment dat. Crezi că îmi va afecta imaginea de jurat sau de dur sau de rapper? Nu. Arată că ești imprevizibil și asta înseamnă mai multă frică. Imprevizibil? Da. Băi, am crezut că sunt impresionant în profil. 2, 3, 1. Dar tu crezi că a mai dansat vreodată vals cu cineva? La nuntă, normal, n-a scăpat. N-a dansat vals la nuntă? Cine n-a dansat vals la nuntă? Eu nu cred că Chelo a avut așa ceva la nuntă. Bă, a ales un dans onorabil, că dacă îl vedeai la rambada, era nasol. Bine, nici pe aia n-am văzut. Bă, nu-ți fac rău la emisiune. Dar știi ce mă mir eu? Că se pricepe. Ce aveți, mă, ați răcit? Bă, cum să spuneți asta despre mine? Ai călcat-o pe picior? Păi spun că n-ai călcat-o. Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Remus Iosu. Gata cu metre, stop. Metre, ce faci cu metre? Bună seara cu metre, bună seara frățiorii mei. Seara, bună seara. Șarpe miu, vă pup pe toți, să fie într-un ceas bun. Șarpe miu. Dragii mei, de la Mamba. Am revenit. Bravo. Am revenit și am revenit puțin supărat. Din cauza că am fost acuzat că sunt bombardieri fără fapte. Na. Facem, da, asta zic, dar nu eu, nu că am făcut fapte cu metri. Care? Adică ai făcut sau am făcut? Trecut cel puțin o dată pe roșu. Wow, nu se stați fără nicio liniște, bă, băie. E periculos pentru tutul lor. Ideea este în felul următor, că ce o să vă povestesc în seara asta, nu auziți în fiecare zi. Așa. Dau din casă, așa că țineți-vă bine. Eu... Mi-e și rușine să o spun, nici nu prescrise, știu cum să încep. Să fie numai prescrise. Îți prescrise. Eu la 19 ani am terminat liceul. Încă o dată. Și eu. Și a fost un tsunami în 2005-2006 când au... Da, a fost. Adevărat, este. Băi, eram singurul din neam care termina liceul. Familia mea m-au pus pe un piedestal. Voiau să mă pună la masă cu Bill Gates, că aveam ceva de zis. Eram creier. Da. Ce nu știau ai mei e că eu sunt bombardier de mic, după la 12-13 ani, așa, eu am descoperit tainele barbutului. Da, și m-au întrebat, și acum ce vrei să faci? N-am avut timp să răspund, că tot ei mi-au spus, te faci gabor. Băi, ești nebun? Eu și prezint siguranță și încredere, este? Bă, dar n-am vrut să-i mai dezamăgesc încă o dată. Așa că am acceptat și m-am înscris la Academia de Poliție, bă, băiatule. Nu mă dezamăgi. Nu, pe bune, am fost înscris la Academia de Poliție. Problema a fost că exact o zi înainte de examinare am avut un vis. Iar în visul meu s-a pogorât îngerul meu păzitor. Cum i-am dat seama că îngerul meu păzitor? Avea o pereche de skinny jeans, un tricou de la Palm Angels, frumos elegant, ras pe laterale și cu o pereche de ochelari. Și mi-a spus exact așa, pe voce cu tremurătoare: faci cea mai mare greșeală din viața ta, frățiorul meu. Păi la ce talent ai tu? În 6 luni faci bandă, nu fac gaburi într-o viață.
Și a dispărut. Ma. M-am trezit lac de apă în pat, bă, băieți, bă. Ce-am făcut? M-am ridicat, m-am dușuit, m-am îmbrăcat și am plecat către examinare. Pe drum gândul ăsta nu-mi dădea pace. Așa că ce-am făcut? Ce face orice om normal? Stânga și la păcănele. Și instrucțiuni neclare. 6 luni. Putea să fie azi, mâine, poi mâine. Bă, n-ai intrat special în ziua aia. Aia i-am pierdut și banii de facturi. M-am dus acasă să uitau ai mei la mine. Distrusule, brânză bună în burduf de fraier. Ce faci acum? Ce să fac? Plec în lumea largă. Adică în Italia, că asta era lumea largă pe vremea mea. Capăt de linie Torino. Mozzarella, prosciutto, gorgonzola. Nu știam ce înseamnă, dar suna bine. Mie când îmi spuneai de paste, mă gândeam la tăiței cu lapte. Altceva. Bă, nu știu cum e la voi, dar la mine eu am 110% din neamuri în Italia. Eu mi-am cunoscut verișori acolo, bă, băieți. Pă bune, vă spun. Și în fiecare grup de prieteni, că aveți grupuri de prieteni, știți că aveți prietenul ăla, bă, e prost, dar iubim că e a nostru, îl știți? Dacă nu știți, voi sunteți aia pentru grup. Noi n-avem prieteni. Adevărat, mai bine așa. Eu nu aveam un prieten. Aveam un verișor, mâncava și gura voastră, sânge din sângele meu. Era plin pe combinație, el avea impresia că suntem Batman cu Robin. Robin căuta șmecherii. Robin căuta șmecherii și săgeata. Eu luam bătaia, că vă dați seama că nu eram Batman. Da? Nu, glumesc, nu. Vărmiu căuta combinațiile și eu luam țeapa și aici nu glumesc, văruțule. Păi la ce îmi spunea Vărmiu, am zis, gata, în 2-3 săptămâni fac câteva milioane de euro, deja căutam pe internet să-mi cumpăr o insulă, că așa am văzut eu că se face. Am zis, gata, îmi pun aici numai sirene și cadâne să-mi danseze pe Dani Moca, nu Dani Moca, nu că nu era pe vremea aia, era Guță. Slipknot. Da. Era Guță cu piesa aia, cu cea frumoasă e prințesa, că seamănă cu... În fine, nu mi-ar fi ieșit planul ăsta, că eu sunt și prost și gelos. Adică, eu te iubesc, dar sunt prost. Și dacă-ți bagi joc de mine, două găliți de apă dau pe tine. Și o băgam pe aia cu... Am găsit în geanta... Nu-mi ieșea visul, bă. Nu-mi ieșea visul. Așa că eu vă spun sincer, după o lună de combinații, ne-a bătut foamea cu 3-0.